Stimați colegi, bună dimineața. Secretariatul m-a anunțat că ședința este deliber deliberativă. Pentru început, rog să onorăm drapelul de stat al Republicii Moldova. Domnule Comisar Virgilius Sinchevicius, bună ziua și bine ați venit în Parlamentul Republicii Moldova. Acum două săptămâni, la această tribună, cu un mesaj puternic de susținere pentru cetățenii noștri, pentru Republica Moldova, a venit președinta Parlamentului European, Roberta Metzola, care a spus, locul Moldovii este în Europa. Viitorul nostru este de a fi împreună. Zilele acestea, la Paris, zeci de țări și-au exprimat solidaritatea pentru țara noastră, la cea de-a treia reuniune a platformei de sprijin pentru Republica Moldova. În ultima perioadă, statele membre ale UE, Comisia Europeană, Parlamentul European acționează împreună pentru a ajuta cetățenii noștri și țara noastră să treacă cu bine de această perioadă și să devenim parte a familiei europene. Suntem recunoscători tuturor țărilor și organizațiilor pentru solidaritatea și sprijinul concret acordat nouă, moldovenilor. A fi parte a lumii libere, a Uniunii Europene, înseamnă o viață sigură și bună pentru cetățenii noștri. Dar înseamnă și eforturi din partea noastră, de a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, de a moderniza țara, de a întări instituțiile și, desigur, de a avea grijă de mediu. Pentru că avem cu toții o singură casă, planeta noastră. Și dacă nu avem grijă de ea, atunci nicio altă reformă nu va fi suficientă pentru ca viitorul copiilor noștri să fie într-adevăr într-un mediu sănătos. Și asta ne dorim cu toții, nu așa? În primul rând, copii sănătoși. Mediul nu este un concept abstract, ci reprezintă viața noastră de zi cu zi. Apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, alimentele pe care le consumăm și putem asigura un mediu sănătos pentru oameni doar dacă colaborăm împreună. Țară cu țară. Dacă fiecare stat își poate construi bunăstarea de unul singur, atunci mediul este o responsabilitate comună. Aeropoluat nu are hotare. Creșterea temperaturii pe glob nu se oprește la vamă. Depindem unul de altul și vom acționa împreună. Fenomenele meteorologice extreme confirmă că trăim în perioada unor schimbări climatice semnificative. Aceste schimbări deja ne afectează viața și ne pun viitorul în pericol. Moldova este o țară mică, dar credem că fiecare acțiune contează și, în, și este în puterea celor mulți. Am început să facem pași importanți pentru a proteja mediul. 1. De la începutul mandatului, doamna președintă Maia Sandu a lansat programul național de împădurire. Scopul este să plantăm cât mai multe păduri și să implicăm toată societatea în acest proiect major pentru țară. În următorii 10 ani trebuie să plantăm cel puțin 100.000 de hectare de pădure pe teritoriul Republicii Moldova. 2 am adoptat o serie de legi în concordanță cu normele europene. Legea deșeurilor, care ne obligă să colectăm separat deșeurile și să ne asigurăm, prin reciclare, că aceste resurse naturale sunt reintroduse în circuitul economic. Legea aerului, care dictează reguli noi de monitorizare a calității aerului și comunicarea rezultatelor în regim online legea emisiilor industriale, care setează reguli noi pentru agenții economici cu scopul prevenirii poluării din sectorul economic. 3. Am început peste 150 de proiecte care vor asigura mii de gospodării cu apă și canalizare prin intermediul proiectului satului european. Prioritizăm aceste lucruri deoarece înțelegem cât de important este să gestionăm cu grijă resursele noastre de apă, să asigurăm localitățile cu apă potabilă de calitate și servicii de canalizare. Chiar astăzi dimineață, împreună cu colegul meu, Lilian Carp, am participat la lansarea unui apeduct în localitatea Ghelăuza, Raionul Strășeni. Am felicitat locuitorii, am felicitat pe doamna primar Niculeta Malai, un proiect real, Concret, în care 700 de gospodării vor beneficia de apă potabilă. 4. Acum ca niciodată devine imperativă implementarea legislației naționale în domeniul mediului, care este ajustată la achiul comunitar. 5. Am intensificat identificarea de resurse de energie regenerabilă, mai ales în fața crizei energetice. În decembrie 2021, Moldova a aprobat noi limite de capacitate în cadrul mecanismului de sprijinire a resurselor de energie regenerabilă valabilă până în 2025. Dacă toate aceste capacități alocate vor fi valorificate, ponderea energiei electrice din surse regenerabile va crește de la 4% la 30%. Am redus birocrația pentru a stimula instalarea de sisteme fotovoltaice de consumatori. 7. Moldova a fost una dintre primele țări din lume care a anunțat în 2020 că își asumă să îndeplinească contribuții naționale de protecție a mediului mult mai ambițioase. Ținta Moldovei este de a reduce până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră cu 70% sub nivelul anului 1990. Iar cu sprijin financiar suplimentar și cooperarea tehnică necesară, putem crește această țintă la 88%. 8. Am pornit o serie de proiecte în domeniul energetic cu sprijinul Uniunii Europene, inclusiv prin îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile de energie, precum și pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice. De asemenea, ne exprimăm recunoștința pentru facilitarea accesului Republicii Moldova la programul european LIFE, cu convingerea fermă că participarea noastră la apelurile de finanțare ale programului va impulsiona puternic eforturile în a dezvolta o economie durabilă și mai prietenoasă mediului și un mediu mai curat pentru generațiile noastre viitoare, pentru copiii noștri. Invazia Ucrainei de către Rusia ne-a schimbat lumea. Solidaritatea cu poporul ucrainean este în topul priorităților. Dar războiul a arătat, de asemenea, că trebuie să ne consolidăm rezistența ca răspuns la crize. Schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea nu dispar atunci când se declanșează un război. Și aceasta este motivul pentru care Uniunea Europeană a adoptat Pactul Verde European și Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu obligațiuni clare în domeniul mediului. Un mediu sănătos nu este un lux. Este o precondiție a vieții și depinde de noi toți să contribuim și să continuăm implementarea obiectivelor ambițioase de asigurare a unui mediu sănătos. Ne așteaptă câțiva ani de reforme și de reconstrucție a țării. Vor fi ani cu provocări majore, dar și ani în care vom pune bazele unui stat mai puternic mai sigur și mai prosper pentru cetățenii noștri. Și dacă vom acționa împreună și vom pune umărul cu toții, cu sprijinul prietenesc al Uniunii Europene și al altor parteneri, sunt sigur că vom reuși toți împreună. Vă mulțumesc! Iar acum, stimați colegi, am onoarea să-l invit la tribuna centrală domnul Virgilius Sinchevicius, Comisarul European pentru Mediu, Oceane și Pescuit, cu un mesaj pentru dumneavoastră. Domnul Comisar! Distinguished Speaker, Members of Parliament, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to address you today and an honor to speak in front of the parliament of the republic of moldova. in democratic world, you are the ones whose prime responsibility is to represent the will of people of moldova. and i'm extremely glad that together we transferred expectations of your nation into a real action, a real perspective, european perspective. Moldova is a European country that took the path to join the European Union family years ago. And I'm certain that with the involvement and commitment by you and the Moldovan people, Moldova will be a member of the European Union. We all know perfectly well that it's not the easiest and the quickest process. But as a Lithuanian and as a young person who always wanted his country to be a part of free world i can tell you it's a journey worth taking especially in these difficult times we live in the breaking point of the geopolitical scene the russia's unprovoked and illegal aggression against ukraine is raging just across our borders bringing suffering and destruction and i strongly condemn the unjustified russian aggression on ukraine this is a danger to freedom to the coexistence of peaceful nations and to the values that the democratic world represents. And I would like to thank you and all people of Moldova who supported and helped Ukrainian refugees trying to escape this terrifying war in their homeland. I admire the political leaders of Moldova who make decisions to help the people of Ukraine suffering from the war, who, even in the most difficult moments, do not lack the ambition. And the European direction. Moldova played a crucial role in the establishment of solidarity lanes to increase global food security and provide a lifeline for Ukraine's economy. It, did, it didn't go unnoticed, neither in Ukraine nor in the European Union. Russia weaponizes energy supply to blackmail Europe. Moldova is one of the countries that are most affected, and we should not, and we are not afraid of Russia's blackmailing i'm aware of other implications of this war to moldova, like the recent national blackout due to the russian attacks on electricity infrastructure in ukraine. this calls for additional measures to strengthen the resilience of your energy supply systems, including increase in renewable use. on this note, i want to reassure you. a friend in need is a friend indeed. and for moldova, that is the european union. we stand for our values, and we stand for those who build their future. On this basis of the same values, Europe showed that on 23rd of June, when European leaders approved Commission's proposal to grant EU candidate status for Ukraine and Moldova, that afternoon I was in Kiev, so I can comprehend an atmosphere and feeling of people in Kishinev. One uh, may say that a candidate status is only one more stop to become a member of the European Union but it's not about stop it's about step to reach the stop moldova and its people put forward huge step forward and i truly believe that eventually moldova will become part of the european union of course this is a task that will require a great deal of effort from you as legislators from the government from the president and from the people of moldova a long road of reforms awaits ahead a lot of debates and instant battles will happen here in this parliament, like in any other democratically elected parliament. It seems that there will be discussions and emotional disagreements. And if one day you feel that you have stopped, you got stuck, don't hesitate to ask for assistance. Your friends in Europe will not forget you because the path of integration is also the path of discipline. Nevertheless, I can assure you that we will stand together and support you on this path. And we have already started. One of the reasons for my visit to inaugurate a small yet very symbolic step towards Moldova's integration into the EU family, the signing of your accession to the EU's climate and environment program called LIFE. It will help Moldova to address climate and environment issues, which the European Union is extremely serious on and thus it will help you to prepare for your membership in the union that is on the green track but i will elaborate more on that in just a few minutes dear ladies and gentlemen let me tell you a bit more about how we see sustainable future of the european union as i'm sure you are aware we face unprecedented triple planetary crisis of climate change biodiversity loss and pollution the only solution is a radical shift of our economic model we need to change, and we need to change quickly. We need to change the way we extract materials, produce, the way we consume, in essence, we need to change the way we live. In the EU, we developed a systemic response. It's called the European Green Deal, and it forms our overarching strategy to create policies and laws that cut pollution, preserve biodiversity, enhance resource efficiency, and the circularity of our economy ensure our strategic autonomy and then strengthen the sustainability of our food systems the green deal is a framework and the great majority of its components are now either in place or underway one of the main ones is a new climate law for climate neutrality by the middle of the century and 55% greenhouse gas reduction by the end of this decade but there are much more than that including circular economy action plan a biodiversity strategy a farm to fork strategy and many more how does that relate to Moldova? We share a common European geography. We have the same environmental and climate concerns. We are affected by resource scarcity, and we should strengthen our cooperation to address them. We experience the very same tangible climate change impacts, including serious droughts that your country has recently experienced. As a candidate country, Moldova has committed to fully align itself with the body of the EU environmental legislation truly, a good job has already been done under eu and republic of moldova association agreement. as a matter of fact, i have come here today to tell you in person how much the eu appreciates the steps that moldova has taken so far to implement this agreement in the field of environment. but i have also come to encourage you, as legislators, to work on further legislative initiatives that will bring your country closer to the eu environmental legislation and the european union itself. There are areas when we will need to act swiftly. For example, in waste management, in adoption of circular economy practices, or in improving air quality. And our work does not stop with the adoption of laws. We need to think about the economy as a whole, about the green transition. We need to think about the society as a whole, about the greening of the society. The green transition is a change, a path that Europe and the whole world, and inevitably Moldova, are taking, and I invite you to go this path together. The LIFE program, the proper implementation of the association agreement, the strengthening of our dialogue this is a real change in the agenda. The path of change was not easy for anyone. It was not easy for my country. It's not easy for all Europe, but it is the path of change that moves us forward. The Green Course and the policies proposed by the EU. Are not only a transition but also opportunities to your businesses to become even more integrated into European business structures and more successful. This is part of the true European integration. As legislators, you will have two main responsibilities. Firstly, enabling the government to implement and enforce the new laws. Democracy, the rule of law, equality are key and must be our common and principal priorities. Secondly, you will have the responsibility of empowering your citizens to voice their concerns and have them heard. Public participation is the cornerstone of good environmental governance, and environmental governance is the foundation on which we build our and our children's future. Taking action in these areas will be beneficial for the environment, for the economy, and for the health and well being of the citizens of Moldova. And correct me if I'm wrong, but the well being of people is the ultimate goal of all politicians. moldova can also play an international role on this matter and here in europe. and here europe asks moldova to be vocal. what exactly do i mean? just in a few weeks from now, at the 15th conference of the parties to the convention of biological diversity in montreal, international community will try to reach an agreement on global biodiversity framework post-2020. and for this, we need a deal to be agreed that will take place in just a few weeks from now in montreal. We welcome Moldova's willingness to join you in pushing this ambition. Moreover, I hope that once adopted we can work together on making that a reality on the ground. Dear parliamentarians, Moldova will not be alone on, on its European path and international commitments. The EU and the European Commission stand ready to provide Moldova with technical and financial assistance in this process. As I mentioned at the outset, one reason I'm here is to formally sign Moldova's accession to the LIFE EU program on behalf of the Commission and the European Union. The LIFE program is EU funding instrument for the environment and climate action. It has been running since 1992 and has co financed more than 5,800 projects across the European Union countries. The LIFE program funding currently stands at 5.4 billion euros. LIFE covers nature, biodiversity, circular economy, quality of life, Climate change mitigation and adaptation and clean energy transition. So it's a great pleasure to welcome Moldova to the LIFE program. Let me underline it's not just a fund, it's a healthy competition in the pursuit of the best. It is innovation and creativity, and I believe the people of Moldova are not hindered by this quality. And I'm sure that you will be an asset to the program, and of course, I look forward to visiting in the future one of the projects. Finance here in Moldova through life, ladies and gentlemen, dear members of the Parliament, I feel privileged for having had this opportunity to address you here in Chișinău. As I know, the path of the EU may seem long and hard. I have come here to offer you support and encouragement. During these unprecedented times, when we see real threat on our borders and freedom, we also have to keep in mind. That for some enemies, there are no national borders at all. It's climate change, it's air and water pollution. You will not be left alone in your efforts to tackle these issues. We will be here to support you and provide assistance. I can hope and wish for unity between all political parties in this distinguished house when it comes to environmental protection. Environmental legislation matters a lot because it's a basis for the future. Of our children. Leaving them a future of hope, prosperity, and health is the least that we can do. Let's share this responsibility as Moldova and the European Union are meant to the future. Thank you. Domnule comisar, vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj puternic, un mesaj politic și de politici. Mi-a plăcut enunțul dumneavoastră pe final că mediul trebuie să fie domeniul unde nu trebuie să existe, n-ar trebui să existe divergențe politice sau geopolitice. Eu foarte mult îmi doresc că. Partidele politice din Republica Moldova să înțeleagă lucrul ăsta. Problemele de mediu, încălzirea globală, poluarea și așa mai departe nu are hotare, nu se oprește la vamă, nu declară gradul de poluare, ne vizează pe toți în egală măsură, că suntem mari, că suntem mici, că suntem puternici sau ne credem puternici într-un final toți în fața naturii, în fața mediului, în fața planetei noastre suntem într-un final egal. Și datoria noastră este ca această bogăție, această creație să o păstrăm și să o lăsăm celor mai dragi nouă, care sunt copiii noștri. Vă mulțumim mult, Republica Moldova, o țară mică cu inimă mare, neapărat își va aduce contribuția modestă, dar foarte hotărâtă la toate aceste provocări care ne, 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 ne înconjoară. Vom contribui cu puținul nostru și eu foarte mult îmi doresc să devenim și un model, haideți asta să ne propunem, să devenim un model de păstrarea mediului, să trăim armonios cu mediul nostru ambient, pentru că suntem și noi, asta să nu uităm niciodată, suntem parte a naturii. Suntem parte a naturii și avem datoria să o păstăm și să o lăsăm copiilor noștri. Mersi mult, stimați colegi, ședința o declară închisă. Următoarea ședință, data din de 1 decembrie, orele 10. Vă aștept cu drag.